Peste 3 milioane de ucraineni au fost forțați să fugă din calea războiului, iar jumătate dintre ei sunt copii. Mulți ajung în România neînsoțiți, fiind separați de părinți și de membrii familiei lor. În sprijinul acestora, ieșinii s-au mobilizat și încearcă să-i ajute. Un exemplu demn de urmat este a unui tânăr antrenor de karate din Iași, care oferă cursuri gratuite copiilor ucrainieni în încercarea de a le reda un zâmbet pe chip. Ajutorul ieșinilor continuă să se îndrepte către refugiații ucrainieni, greu încercați de soartă. În sprijinul acestora s-a alăturat și un club de karate din municipiul Iași, care oferă cursuri gratuite pentru copiii ucrainieni. Momentan, 8 copii au intrat în familia practicanților de arte marțiale. Având în vedere ce se întâmplă în Ucraina, am luat decizia să oferim antrenamente gratuite pe o perioadă nelimitată copiilor și adolescenților care vin din Ucraina. Încercăm să le aducem un zâmbet pe fețele lor întristate. Având în vedere că avem un părinte la noi în sală care este în contact cu asociația umanitară, am decis împreună să-i ajutăm pe toți cei care au nevoie. În primă fază au venit 7-8 copilași, dar în perioada imediat următoare sperăm să avem undeva la 25 de copii în sală. Iar dacă nu cunosc limba română sau engleza, copiii ucrainieni nu au nevoie de prea multe cuvinte pentru a înțelege că sunt primiți cu căldură de colectivul ieșen. De asemenea, aceștia au și un tutore care le traduce în permanență tot ceea ce se discută. Mai frumoasă în sport este că prin sport reușim să trecem de această barieră lingvistică. Cu ei este și un părinte care are grijă de ei și ne mai putem să vorbim, să ne traduce din engleză în rusă. Ei provin din mediul rural, nu prea au cunoștințe foarte mari nici despre sport, nici despre România, dar noi încercăm să-i ajutăm. Clubul nostru, părinții, copiii au primit cu brațele deschise și cu o căldură sufletească, aceștia integrându-se de la primul antrenament, fiind un tot unitar cu noi, parcă ne cunoșteam de o viață. Între copilașii care au intrat deja în colectivul pasionaților de karate sunt și cazuri de orfani care și-au pierdut unul sau ambii părinți în urma bombardamentelor rusești. Astfel, părinții copiilor din cadrul sălii de sport s-au mobilizat și au cumpărat alimente și produse de necesitate pentru a-i ajuta să-și construiască o nouă viață aici în România.